Bună ziua, invitatul interviurilor PS News de astăzi este domnul Cristian Bușoi, președintele PNL București și candidat la, aproape candidat, ca să spun așa, de câte ori avem întâlnirea, îmi place să spun lucrul ăsta pentru că o bună bucată de vreme ați fost candidatul bucureștenilor pentru primăria Capitalei. Probabil unul din subiectele noastre de astăzi, acesta mersul, bunul sau răul mers al lucrurilor la primărie. Bine ați venit la noi, domnule Bușoi. Bine v-am Bine ați găsit, revenit. mulțumesc pentru invitație. Pentru că politica ne guvernează viața, ca să spunem așa, prima parte a interviului vă propun să mergem pe ceea ce urmează să se întâmple în această, vreau să zic toamnă, dar am aflat că iarnă, de fapt, 11 decembrie, data la care românii vor merge să-și aleagă parlamentarii. Și repet prima întrebare, cum se văd lucrurile din bucătăria PNL-ului? Au apărut deja, au început să apară pe piață sondaje de opinie, unele arată că PNL-ul n-ar sta tocmai pe roze. Cum vedeți dumneavoastră și la București, dar și la nivel de țară, rezultatul partidului pe care îl reprezentați? Va fi o toamnă fierbinte, chiar dacă începe încet, încet să se facă frig afară, dar din punct de vedere politic va fi o toamnă fierbinte pentru că România va trece un test electoral important la sfârșitul acestui an, în 11 decembrie. Cred că e momentul în care românii decid dacă vor să continue lucrurile bune și importante care s-au întâmplat în România în ultimii ani, o mai puternică apropiere de Uniunea Europeană, o strângere a relațiilor transatlantice cu SUA, o consolidare a statului de drept, o curățire a societății românești, plus cele câteva reforme făcute în scurtul timp de când guvernează Dacian Cioloș, și vor merge în direcția pe care au decis-o în alegerile prezidențiale din 2014, dând posibilitatea președintelui României să aibă un parteneriat cu viitorul guvern, sau ne întoarcem către o restaurație a baronismului, a unor politici populiste de stânga care au dus România în situația dificilă în care se află, în zona în care încearcă să fie dusă România de către coaliția dintre domnul Dragnea și domnul Tăriceanu, cu multe momente în care se alătură și Traian Băsescu, mai ales pe mesajele din zona statului de drept sau relațiilor internaționale ale României. PNL privește cu mult optimism această campanie electorală, această toamnă, alegerile din 11 decembrie. În ceea ce privește Bucureștiul, suntem optimiști că vom recupera ce am pierdut la alegerile locale. Am înțeles semnalul pe care ne l-a dat electoratul. Știm că au fost unele lucruri pe care trebuie să ne le asumăm. În primul rând, în cei 4 ani dinainte de aceste alegeri, PNL nu a fost îndeajuns de clar în opoziția pe care trebuiau să o facă lui Sorin Oprescu și unora dintre primarii Partidului Social Democrat, în primul rând Robert Negoiță, care, sigur, putea fi criticat cu foarte multe lucruri profund în neregulă pe care le-a făcut, dar nu numai el, au fost și alți primari PSD în această perioadă. În al doilea rând, sigur, faptul că PNL nu a avut o opțiune foarte clară și de neschimbat în ceea ce privește candidatura la primăria Capitalei. Ați evocat faptul că de câteva ori am discutat în calitatea mea atunci de posibil candidat la primărie sau cel puțin de candidatul desemnat de PNL București. Ulterior au fost câteva lucruri pe care nu vreau să le mai evoc acum. Unele n-au ținut de noi. Lucru incorrect într-un fel față de opțiunile noastre, dar care până la urmă s-a răsfrânt și asupra Partidului Național Liberal. A existat un fenomen în care bucureștenii și-au pus speranța. Nu știu cât de mult li s-a dat satisfacție, nu știu cât de mult în aceste luni în care s-au manifestat în Consiliul General sau în Consiliul Local, colegii de la Salvați București au reușit să-i mulțumească pe aceia pe care i-au votat. Cert este însă că alegerile parlamentare sunt cu totul și cu totul diferite. Și dacă există un partid pe partea dreaptă, centru-dreapta, care are șansa să guverneze România și să producă schimbări în România, acel partid nu este decât Partidul Național Liberal. O spun fără aroganță, o spun cu argumente.
așa cum arată sondajele de opinie, dacă ne uităm la structura națională, număr de primari, președinți de consilii județene, număr de aleși, organizații, în mod evident, Partidul Național Liberal este total diferit în sensul de forță electorală față de celelalte partide care se pretind a fi de centru sau de centru-dreapta. Domnul Mușoi, haideți să facem o simulare matematică. Am înțeles din mesajul președintelui Klaus Iohannis că a fost desemnat un premier tehnocrat pentru că așa a fost momentul respectiv, dar acum vom avea un premier politic și un guvern politic. Haideți să facem simularea matematică. În ce șanse și în ce scenarii credeți că PNL-ul va fi în componența acelui guvern de care vorbea recent Klaus Iohannis? În condițiile în care PNL-ul va obține un scor bun la alegerile parlamentare. Care înseamnă? Un scor de minim 32%, care este scorul de la locale, cu bătaie către scorul de 40%. Dacă e pe primul loc sau dacă obține un scor foarte bun, foarte aproape de cel care va obține primul loc. Și dacă va fi capabil să genereze în Parlament cu celelalte forțe politice, mai puțin Partidul Social Democrat, cu care nu avem de gând să facem nicio construcție, nicio coaliție de guvernare, nici nu ar fi bine pentru România, pentru democrația românească și pentru societatea românească în ansamblu, dacă cu toate celelalte partide vom reuși să construim în jurul unui premier, care va fi acela desemnat de președintele Iohannis, o majoritate parlamentară. Și cred că pot fi multe scenarii, nu le-aș trece acum în revistă, pentru că probabil ar alimenta foarte multe speculații și supoziții. Dar evident, sunt partide care sunt alături de noi în familia populară europeană, și aici vă vorbește și prin vicepreședintele PNL, care este responsabil de relațiile internaționale, am și această însărcinare. UDMR în primul rând și PMP este în Partidul Popular European, chiar dacă la după alegerile locale domnul Traian Băsescu a ales ca în consiliile județene să facă majorități cu PSD, în toate consiliile județene, mai puțin la Ilfov, dar în 8 consilii județene s-a dus cu PSD, singurul loc în care consilierii PMP au mers cu Partidul Național Liberal a fost la Ilfov, ceea ce a fost un mare semn de îngrijorare pentru noi și cred că și pentru colegii din Partidul Popular European, dar sunt deci două partide în Partidul Popular European. Avem această mișcare nouă, interesantă, care este Uniunea Salvați Bucureștiul, transformată în Uniunea Salvați România. Sigur că suntem cumva în competiție cu ei pe același electorat, dar cred că sunt foarte multe lucruri care ne pot apropia ca și concepții, ca și mod de a vedea lucrurile, în chestiuni legate de justiție, în chestiuni legate de parteneriatele internaționale ale României, SUA, Uniunea Europeană. Și sigur că pot fi un partener de discuție într-o viitoare formulă de majoritate parlamentară. Prin urmare, PNL are foarte multe opțiuni, mai puțin cea cu Partidul Social Democrat. Acolo hotărârea noastră e foarte clară și preferăm să rămânem în opoziție decât să facem o construcție cu PSD-ul. Am înțeles. Nu o să vă pun să comentăm ce se întâmplă în bucătăria altor partide, însă ați vorbit mai devreme de justiție și de discursul legat de statul de drept. Motiv pentru care nu pot să mă abțin să nu vă întreb cum vi s-a părut, nu e primul caz, este o practică din ce în ce mai des întâlnită, demersul procurorilor în cazul Victor Ponta și Sebastian Ghiță de a interzice unui politician cercetat într-un dosar sau mai multor politicieni discursul în spațiu public, ceea ce până acum pentru foarte mulți politicieni care evident că în momentul în care ajung să se lupte cu statul de drept au singura armă de apărare, discursul, de a spune propria lor variantă. Aici a fost neapărat o premieră, dar un lucru oarecum atipic. Li s-a interzis cel puțin o bucată de timp până un alt judecător a schimbat lucrul ăsta, discursul în spațiu public. Cum vi se pare acest gen de măsuri? Bun, înțeleg că până la urmă un judecător a decis că acest lucru nu se justifică. A mai fost un precedent în cazul Guței Vasilescu. Acolo păreau mai multe argumente, pentru că într-adevăr începuse o campanie chiar alimentată de domnia sa de decredibilizare a unor martori, a unor oameni direct implicați în dosar, ceea ce în mod evident nu ar trebui să se întâmple.
În ceea ce privește cazul pe care l-ați amintit, sigur, nu am avut eu personal, nu am văzut indicii că domnul Ponta ar fi urmat să se folosească de poziția și de notorietatea și deschiderea pe care o are presa față de un fost prim-ministru al României pentru a decredibiliza martori sau ancheta în sine, pentru că până la urmă acolo este problema. E o discuție delicată, mai ales că și pe de altă parte, chiar dacă pot să remarc ca un lucru pozitiv că în ultimul timp s-au redus foarte mult aceste cazuri, și din interiorul instituțiilor care sunt implicate în actul de justiție, pe surse de multe ori apar informații care nu ar trebui să fie date publicității și care pot să influențeze nu doar opinia publică în a-l considera vinovat pe o anume personalitate, ci și poate cei care vor lua o decizie la un moment dat, judecătorii, tocmai prin comentariile care se construiesc în spațiu public pe frânturi de informații. Era o practică acum 2-3 ani destul de frecventă, chiar dacă vă aduceți aminte zeci de stenograme cu lucruri picante din viața personală care n-aveau nicio legătură cu dosarul. Pot însă să remarcă un lucru pozitiv, că în ultima perioadă sunt foarte rare aceste cazuri. Prin urmare, sigur, e o chestiune destul de delicată. Până la urmă, un judecător a decis, înțeleg că se poate exprima. Imediat fostul prim-ministru a postat câteva zeci de argumente și felul în care vede lucrurile legate de acea chestiune. Urmează ca judecătorii în perioada următoare să iau decizii. Tot din bucătăria statului de drept, la ora la care noi realizăm acest interviu, un alt fost prim-ministru, domnul Tăricianu, împreună cu Bogdan Olteanu, sunt la DNA pentru o confruntare comună. Întrebarea e scurtă și simplă. Chiar dacă nu mai sunt cel puțin unul dintre domniile lor apropiați de PNL, acest demers afectează în vreun fel sau altul, inclusiv electoral, actualul PNL? Eu cred că nu ar trebui să afecteze actualul PNL. Domnul Bogdan Olteanu a spus foarte clar, foarte răspicat, că este complet nevinovat, că nu există nicio faptă, așa cum a fost descrisă, de niște oameni cu o reputație extrem de îndoielnică. Domnul Vântu și asociația domniei sale, condamnați sau pe cale de a fi condamnați în dosare foarte grele de devalizare a unor societăți ale statului român. Dacă vă aduceți bine aminte, în spațiu public chiar se descria un stil foarte gangsteresc, de stilul America anilor 40, ai prohibiției, al Capone, al grupului care acționa în jurul domnului Vântu. Prin urmare, avem pe de o parte doi oameni cu o reputație extrem de îndoielnică, pe de altă parte un om care a fost extrem de important în Partidul Național Liberal, care până acum niciodată nu a fost nici măcar într-o anchetă de presă legat de vreun lucru incorrect întâmplat în timpul în care PNL s-a aflat în acea perioadă la guvernare și care sigur este acuzat de anumite lucruri pe care le respinge cu fermitate. Și aici, în mod clar, la un moment dat, un judecător sau mai mulți judecători vor da un verdict. Dar cred că Partidul Național Liberal n-ar trebui să fie afectat, mai ales că, eu vă pot spune acum deja din propria experiență, dintre toate partidele care au acționat în spațiu public într-o perioadă în care regulile nu erau atât de stricte ca astăzi, sau chiar dacă erau, nu erau atât de clar implementate cum sunt astăzi, Partidul Național Liberal a fost partidul cel mai transparent și cel mai corect și de altfel și cel mai puțin sprijinit de mediul de afaceri. Dacă ne uităm la cheltuielile de campanie din 2008 sau 2009, parlamentare sau prezidențiale, în raport cu PSD, în raport cu domnul Traian Băsescu, campania sa prezidențială din 2009, cred că lucrurile acestea se vor lămuri și sper ca în final Bogdan Olteanu să-și dovedească nevinovăție. Haideți să ne focusăm un pic și pe București, pe bucureșteni. Avem o iarnă care se apropie și avem un scandal la primăria capitalei legat de povestea cu termoficarea. Nu este o premieră, s-a mai tot discutat de aceste datorii fabuloase. Am discutat chiar și noi. Am discutat și noi, exact. La începutul anului, în ianuarie-februarie, da.
Cum vedeți gestionarea acestui scandal până la urmă, până în momentul de față, și cum vedeți implicarea noului primar, Gabriela Brâncean Firea, în povestea aceasta până în momentul de față? Cred că este una dintre marile probleme ale Bucureștiului, care, din păcate, așa cum se arată lucrurile în acest moment, nu numai că nu pare că va fi rezolvată, dar pare că lucrurile se vor complica și mai mult. Și asta pentru că doamna Firea se comportă strict ca un politician care face doar gesturi de imagine, care încearcă doar să amețească opinia publică și care până acum nu a dat niciun semn că vrea să intre cu adevărat în această problemă și să facă niște lucruri consistente. Să fie foarte clar, cu cele 13 milioane de lei pe care le dă primăria condusă de doamna Firea, din care doar 60% se duce la Elcen, nu se rezolvă această problemă. Așa cum s-a spus foarte clar de oficialii Ministerului Energiei, de conducerea Elcenului, e nevoie urgentă ca măcar cei 250 de milioane, care sunt o mică parte din datoria de 3 miliarde 600 pe care a lăsat-o domnul Sorin Oprescu ca datorie a primăriei și Radet către Elcen. Deci e nevoie urgent ca cei 250 de milioane să se plătească, mai ales că vorbim de un titlu executoriu definitiv. Altfel, ca să înțeleagă cei care ne privesc, cei care vor citi PS News, este imposibil pentru Elcen să poată să se aprovizioneze cu gaz ca să producă căldura care ajunge în case la București. Și eu cred că dacă până acum lucrurile s-au rezolvat cumva, rostogolind datorii, deja suntem într-un moment extrem de critic în care lucrul acesta nu mai este posibil. Iar doamna Firea, în loc să vină cu soluții concrete, în loc să vină cu o eșalonare a datoriei și mai ales în loc să înceapă să se îndrepte către rezolvarea problemelor de fond, în primul rând reabilitarea rețelei termice pe bani europeni, s-a dus la Bruxelles, dar nu ne-a spus foarte clar ce a discutat acolo, nu a venit cu termene, nu a venit cu un calendar de implementare, ci doar cu aceleași vorbe meșteșugite pe care le aruncă în stânga și în dreapta și cu care, de altfel, s-a ocupat de la început. Vă întrerup pentru că povestea asta, înțeleg, dacă am face așa un joc de imaginație și mâine am șterge cu buretele toate aceste datorii și ar merge în continuare lucrurile pe aceleași principii, datoriile ar reapărea ca ciupercile după ploaie. Motiv pentru care, vă întreb, nu ar trebui totuși găsită, cum s-au găsit și în alte municipii, e drept, mult mai mici, soluții alternative pentru încălzirea bucureștenilor? Opinia mea este că în acest moment e foarte complicat să găsim soluții alternative, pentru că sistemul centralizat de termoficare este foarte extins. Vorbim de peste 70% dintre bucureșteni care depind de acest sistem. Nu vorbim de cei care au centrale de bloc, cei care au centrale de apartament, plus cartierele de la periferia Bucureștiului care încă se încălzesc pe lemne. Da, da, cărora 70% le poți spune în avans, vedeți că mai aveți un an în sistemul ăsta, după care trebuie să găsiți o soluție. Adică în alte, vă dau un exemplu în Reșița, de exemplu. E numai un caz. Primăria risca să intre în faliment pentru același tip de datorii. S-a rupt pisica în două, a fost o iarnă tristă, după care oamenii s-au reorientat. Sigur, cu mic sprijin de la primărie, cât a putut la nivelul ei. Adică omul, după ce suferă o iarnă de frig, găsește o soluție să se... Dacă am eficientizat sistemul centralizat de termoficare, cred că lucrul ăsta ar fi foarte bun și în interesul bucureștenilor. Sunt mari capitale ale lumii care au sisteme de tipul acesta, dar care sigur funcționează la alți parametri a eficienței. Ar trebui în primul rând ca această datorie să fie rezolvată, fie printr-o eșalonare pe termen lung, măcar a datoriei principale, dând la o parte penalitățile, găsindu-se o soluție legală, și doi, ar trebui să investească imediat în rețeaua de termoficare pentru a nu mai pierde 40%. Și dintr-o dată factura și costurile ale cetățeanului și ale primăriei, pentru că se plătește jumătate de cetățean, jumătate de primărie, prin subvenție, vor scădea cu 30%. Dacă se mai introduc și alte mici măsuri de eficientizare și la Elcen și la Radet, pe care le-am mai descris și nu o să intru acum în foarte multe amănunte, plus acel incinerator care trebuie făcut tot pe bani europeni și care va produce, incinerând gunoaiele, rezolvăm trei probleme. Scăpăm de gunoaie în mod ecologic și suntem obligați să o facem, generăm curent electric care înseamnă până la urmă sigur un venit pentru administrație și generăm în același timp și căldură care poate și acest lucru să scadă prețul. Sunt soluții pentru a eficientiza sistemul de termoficare. Dar pentru asta, doamna Firea
aș fi vrut să zic echipa domniei sale, dar nu echipa domniei sale, echipa domnului primar Pandele, că primăria nu este condusă de doamna Fira, e condusă de domnul Dragnea ca mari decizii politice și de o echipa domnului Pandele care s-a instalat în primăria generală. Doamna Fira și cu echipa domnului Pandele ar trebui să înțeleagă că, în afară de trafic, sistemul de încălzire trebuie să fie, în mod egal, prioritatea pentru București. Că dacă stăm să venim cu tot felul de propuneri fantasmagorice, teatre noi, mai nou văd că propune locuințe, dă bine la public, dar nu o să aibă bani și nu o să fie în stare să le facă. Vorbea de transport gratuit în comun. Când și-a dat seama că e imposibil să facă acest lucru, a abandonat acest subiect. Sigur că nimeni nu o chestionează. E o chestie în care nu se întâmplă în nicio capitală europeană. Exact. Poate la Vilnius. N-are cum să se întâmple. Vilnius, am înțeles, dar e un model, nu știu. Uneori nu pot să-mi dau seama dacă aceste propuneri fantasmagorice, mai sunt și altele, mă rog, inclusiv sute de autobuze noi și lucruri de-astea care nici măcar nu știm când, cum și din ce bani, fie le aruncă cu bună știință doar pentru a arunca praf în ochii electoratului, că dă bine și mai vedem noi, lumea mai uită, dar se vede o persoană preocupată, implicată, care vrea să facă lucruri în București, fie este complet ignorantă despre felul în care se pot rezolva lucrurile din posibilitățile financiare ale Bucureștiului și care sunt marile probleme și priorități și orice idee care îi se pare bună o aruncă în spațiu public. Oricum, și într-o variantă și în alta, este un mod păgubos de a conduce primăria. Știu că e foarte scurt timp de când a fost aleasă. Știu că există un număr consistent de bucureșteni care îi oferă încă încredere și își pun speranțe în doamna Firea. Nici eu nu vreau să fiu pricinos, să critic doar de dragul criticii. Dar cred că sunt nenumărate argumente și multe le-am amintit care în acest moment îmi arată că nu suntem pe un drum bun și că drumul pe care merge dumneaei neconcentrându-se, neavând soluții la marile probleme și aruncând tot felul de petarde și de proiecte fantasmagorice care nu se vor întâmpla, e un drum greșit. Haideți să ne mutăm de la București la țară și să discutăm despre o idee care mie mi se pare total abandonată, cel puțin vizual, poate dumneavoastră mă contraziceți. Și anume proiectul de țară, ideea lansată de Klaus Iohannis, îmbrățișată de premierul Cioloș, a care toate partidele au părut să acheseze la vremea respectivă. Ce se mai întâmplă cu ea? Lucrează în momentul de față vreo echipă liberală, de exemplu, la acest proiect? Aveți un om, 2, 10 cooptați în această poveste? Nu se pare că a lăsat-o așa... Nu știu dacă au fost invitate și partidele, dar vă pot spune că Partidul Național Liberal lucrează la un program de guvernare și la câteva priorități pe care o să le prezentăm în campania electorală și în precampanie și care, în mod evident, se corelează cu proiectul de țară pe care l-a lansat președintele Klaus Iohannis. Mai mult decât atât, cred că și guvernul tehnocrat ar trebui să fie cumva conectat cu proiectele noastre. Nu mai are foarte mult timp să le ducă la îndeplinire. Dar, pe de o parte, lucrurile bune pe care le face guvernul Cioloș pot fi continuate de guvernul politic următor în care se va afla Partidul Național Liberal, așa cum, dintre inițiativele noastre, unele pot fi cel puțin pornite, dacă nu implementate, în această scurtă perioadă în care mai avem acest guvern tehnocrat. Mi-aș dori mai multă comunicare și susținere reciprocă între guvernul Cioloș și Partidul Național Liberal. Pentru că ce avem în acest moment? Avem un guvern care nu se corelează cu PNL, din diverse motive, de foarte multe ori pentru că miniștrii nu simt această nevoie, chiar dacă există un dialog cu primul ministru, unii miniștri pur și simplu nu conștientizează acest lucru și avem pe de altă parte o bună parte din media și foarte multe voci din comentatorii publici care atacă în mod constant guvernul tehnocrat și care spun cât de bun a fost guvernul PSD al domnului Ponta. Și din toată această situație pierde și Partidul Național Liberal și guvernul Cioloș. Și totuși, domnul Bușoi, revenind la, concret la proiectul de țară, mi se pare ciudat. Dacă în locul nostru era cineva de la PSD, sunt convins că mi-ar fi spus același lucru. Lucrăm la un program de guvernare cu care înseamnă și un proiect de țară și așa mai departe. Mi se pare ciudat ca fiecare să-și facă propriul proiect de țară,
Poate tehnocrații au și ei propriul proiect de țară, dar să nu existe o gândire unitară, președintele prin atribuția sa de arbitru până la urmă să cheme și partidele politice care să gireze la rândul lor niște linii importante care să se traseze și să se încheie această poveste într-un mod comun, nu în fiecare cu proiectul lui, cu bucătăria lui, cu pătrățica lui. Aceasta mi se pare mai evident ideală pe care o descrieți dumneavoastră. Președintele, din toate semnalele publice pe care le-a dat, gândește exact în aceeași direcție, așa cum o descrieți, că ar trebui să existe niște priorități și niște direcții asumate de toată lumea. Are deja acest text care, din punctul meu de vedere, este unul foarte bun și o bază de pornire foarte bună. România, de la momentul Znagov, atunci când am decis că intrăm în Uniunea Europeană și NATO, n-a mai reușit să adune întreaga clasă politică în jurul unui proiect. Cred că după ce ne liniștim într-un fel sau altul după alegerile parlamentare și știm că unele partide guvernează, unele sunt în opoziție pentru următorii 4 ani, dacă ținem cont și de anul simbolic, anul 2018, care reprezintă 100 de ani de la Marea Unire și care trebuie să fie un an special pentru România, vine și președinția Uniunii Europene asigurată de către România. Acestea sunt momente foarte propice, dar numai după alegerile parlamentare, ca în jurul președintelui, toată clasa politică, toate partidele, să se așeze pe niște direcții prioritare. După care, sigur, fiecare partid are propria sa viziune pe anumite chestiuni unde există diferențe, că sunt multe diferențe între noi și PSD. Vedem cu totul diferit unele lucruri. Dar dacă decidem că educația și sănătatea sunt priorități, dacă decidem că România trebuie să strângă parteneriatul cu SUA, dacă decidem că România trebuie să fie mai implicată în interiorul Uniunii Europene, dacă decidem că România trebuie să fie un stat de drept cu o justiție independentă și, sigur, mai performantă și mai echidistantă decât poate a fost în trecut sau decât este acum, atunci direcțiile acestea le putem urma cu toții. După care, pe chestiuni legate de impozite, de unde plasăm spitalele regionale, de cum ar trebui să fie reforma în sănătate, în alte detalii și nu neapărat faptul că trebuie să fie o prioritate națională, că acolo toți trebuie să convenim, fiecare partid vine cu soluțiile sale. Pentru a doua parte a interviului nostru, partea fulger, pe care deja v-am explicat-o, avem 5 întrebări cu 5 răspunsuri la care dumneavoastră va trebui să fiți cât mai scurt, cât mai concis și să încercăm să ne limităm la cele 5 minute per întrebare. Sigur, puteți da un răspuns cu da sau nu și automat câștigați aproape un minut pentru următoarea. Să vedem în ce măsură ne iese astăzi. Ținând cont că, așa cum încercam să vă spun, de obicei în Parlamentul European avem la expoziție maxim un minut, cred că o să reușim. Vă rog! Domnule Bușoi, prima întrebare, un test de sinceritate, să spunem așa, dacă ați putea da astăzi timp înapoi, v-ați mai înscrie în acea, să spunem, pseudo-campanie pentru primăria Bucureștiului sau considerați că a fost un eșec din punct de vedere al imaginii noastre și al percepției pe care au avut-o despre noastră bucureștenii? Răspunsul meu este foarte hotărât, da, cred că a fost o experiență extraordinară pentru mine, am avut șansa nu numai de a mă pune la punct cu problemele și soluțiile la problemele Bucureștiului, dar și de a interacționa cu un număr mare de oameni. Îmi pare rău că nu s-a putut să merg până la capăt, nu am avut susținerea necesară pentru a merge până la momentul alegerilor, dar aș vrea și doresc să rămân în continuare atașat de problemele Bucureștiului. A început PNL-ul vânătoarea de tehnocrați pentru alegerile din decembrie. Am văzut ieri o știre cum că secretarul general al guvernului, domnul Chelmu, a demisionat și vrea să intre în politică. Pe surse se pare că va fi un candidat al partidului pe care îl reprezentați. Nu vă pot confirma această informație, pot însă să vă spun că PNL are deschidere către unii dintre miniștrii tehnocrați să vină alături de Partidul Național Liberal. Deocamdată nu avem niște lucruri foarte concrete pentru că există acea condiție care s-a pus în guvern că miniștrii trebuie să-și dea demisia înainte de a-și asuma o candidatură. Dar cât timp ne dorim să facem un proiect comun în continuare cu domnul Dacian Cioloș și o parte dintre miniștrii pot fi bineveniți, nu pot însă să fac un pronostic că e destul de dificil să știm care sau dacă vor fi candidați pe listele noastre.
A creionat PNL-ul un viitor guvern cu nume și prenume? Și dacă da, aș vrea să vă întreb, pentru premier va mai apărea în continuare domnul Predoiu? Și întrebarea e dublă, să spunem așa. Dumneavoastră vă vedeți pe lista unui, ca un viitor ministru la sănătate, de exemplu? PNL nu a conturat o echipă guvernamentală. Avem niște comisii de specialitate. Sunt președintele Comisiei Naționale de Sănătate a PNL, așa cum domnul Predoiu a rămas coordonator acestor comisii alături de Eugen Nicolaescu, care se ocupă și de Comisia de Finanțe a Partidului Național Liberal. Dar dincolo de aceste comisii interne, nu a existat nicio discuție legată de portofolii ministeriale. Cred că aceste discuții sunt premature, așa cum încă PNL n-a luat o decizie în ceea ce privește candidatul de prim-ministru, poate fi cineva din interior, poate fi în continuare susținut domnul Cioloș, pot fi și alte nume din afara Partidului Național Liberal, o decizie va fi luată. Credeți că vreunul din cei doi copreședinți ai PNL-ului ar trebui acum sau în viitorul apropiat să facă un pas înapoi și să lase locul altor generații sau altei garnizoane, ca să spun așa? Nu, în acest moment nu cred că există vreun motiv ca vreunul dintre cei doi copreședinți să facă un pas înapoi. Dimpotrivă, cred că amândoi copreședinții trebuie să fie la fel de implicați în leadership-ul partidului, pentru că PNL are nevoie de cei doi copreședinți pentru această campanie electorală și pentru această bătălie. În ceea ce privește perioada de după 11 decembrie, știți bine că în primăvara anului viitor vom avea Congresul Partidului Național Liberal Unificat, în care vom avea un singur președinte, ceea ce, în mod evident, va deschide o competiție. Dar până atunci trebuie să trecem testul alegerilor parlamentare. Și, în fine, ultima întrebare e foarte simplă. Vă dau 5 nume și o să vă rog la fiecare cu 2, 3, 5 adjective să le caracterizați. Este vorba de 5 ministri din guvernul tehnocrat. Vasile Dâncu, ministrul dezvoltării. Domnul Dâncu, sigur, a rămas cu inima alături de Partidul Social Democrat, este însă un om pragmatic și un om care cunoaște bine realitățile României. Vlad Voiculescu, ministrul sănătății. Vlad Voiculescu este un om tânăr care are o dorință sinceră de a face ceva pentru sistemul de sănătate. Este un om curat și un om foarte bine intenționat. Nu are foarte mult timp la dispoziție și nici nu sunt sigur că are o echipă suficient de puternică să poată schimba lucrurile în mod radical, dar din punctul meu de vedere este un om pozitiv. Achim Irimescu la agricultura? Îl cunosc foarte puțin pe domnul Achim Irimescu. Știu că e un specialist, știu că s-a format și o bună perioadă la Bruxelles. Au fost însă niște declarații destul de controversate ale dumnealui și cred că a făcut bine că în ultimele luni de zile a fost mult mai discret și mai atent la declarații. Raluca Prună, ministrul justiției? Cred că se vede foarte clar la doamna Prună că dorește să lupte pentru consolidarea statului de drept, că dorește să continue bunele lucruri care s-au făcut în justiție în ultima perioadă. Rămâne de văzut dacă domnia sa va dori să se mai implice sau nu. A declarat destul de răspicat de curând că e cumva doritoare să-și închidă mandatul de ministru odată cu acest guvern tehnocrat. Și în fine, domnul Cristian Ghinea de la fonduri europene? Domnul Ghinea era o persoană bine cunoscută în mediul organizațiilor non-guvernamentale și o persoană cu o bună reputație. Mi-a plăcut faptul că a fost destul de categoric în relația cu Partidul Social Democrat, mai ales că situația nu e așa cum o prezenta PSD, nu au fost campioane absorpției europene, ci dimpotrivă fie au beneficiat de niște lucruri deja făcute dinainte, fie au blocat anumite lucruri, plus multele corecții. Din punctul acesta de vedere, și-a făcut un profil corect în raport cu Partidul Național Liberal, fiind foarte, foarte hotărât să spun adevărul în raport cu guvernarea PSD. Domnule Bușoi, vă mulțumesc și felicitări, v-ați încadrat și tocmai asta vreau să vă precizez. Ați observat la ultima întrebare, nu v-a mai dat pasa pentru că a fost de fapt 5 într-una, iar în celelalte v-ați încadrat foarte bine, motiv pentru care nu puteam să vă mai adresez
5 întrebări pe final, e vorba de încă una. Vă mulțumesc și vă mai așteptăm. Și eu vă mulțumesc și cred că bucureștenii vor înțelege că momentul 11 decembrie este un moment crucial și indiferent de opțiune, trebuie să vină la vot. Dar vom mai avea ocazia să mai vorbim până atunci. Cu siguranță.